dacă ați ajuns până aici, înseamnă că vrei să fii doamna cu cea mai cold în soare. Bine ați revenit pe canalul nostru! În acest video o să vă prezentăm 32 coafuri superbe pentru soacră la modă. Vei surprinde cu apariția ta! Nu uitați să vă abonați și să lăsați o apreciere acestui video. Mulțumesc! Absolut orice femeie vrea să-și mențină frumusețea și tinerețea cât mai mult posibil. De aceea soacrele, care sunt trecute de vârsta de 45-50 de ani, sunt atât de scrupuloase în ceea ce privește alegerea anumitor coafuri la modă. Dacă în viitorul apropiat vei deveni soacra, atunci neapărat trebuie să vezi aceste 30 coafuri superbe pentru soacre la modă. Stiliștii de modă cred că o imagine armonioasă și care să surprindă cu apariția, trebuie aleasă în mod corespunzător. De asemenea, o astfel de tunsoare trebuie să întinerească vizual o soacră. Tunsorile și coafurile la modă pentru soacre în 2022-2023 reprezintă o combinație uimitoare de frumusețe, practică și funcționalitate. O astfel de coafură are un aspect deosebit de prezentabil, deoarece soluțiile de design pentru doamnele în vârstă își îndeplinesc cu succes sarcina principală. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași o apreciere acestui video. Dar pentru ca o coafură să arate corect, este necesar să ții cont de tipul de păr și de forma feței. Stilingul elegant pentru soacrele cu părul scurt este considerat a fi tunsoarea pixie. Această tunsoare oferă mai multe variante de coafură, iar doamnele care sunt soacre ar trebui să acorde atenție coafurilor cu breton pieptănat pe lateral. Cărarea laterală în combinație cu bretonul asimetric și liniile pixie fără cusuri distrag atenția de la trăsăturile feței și îmbogățesc cu feminitate. Plasarea bretonului pe o parte este capabilă să ajusteze forma feței, aducând-o la normal. Nu uita să te abonezi! Această opțiune este cea mai potrivită pentru proprietarele cu păr subțire și datorită conceptului de haircut buclele se îngroașă vizual. De asemenea, coafura pe tunsoare pixie este potrivită atât pentru părul drept, cât și pentru părul cu bucle largi, moderate. Este important de știut că tunsoarea pixie este contraindicată femeilor cu fața rotundă. Coafura legendară de mai mulți ani, care nu iese din modă și care rămâne în tendința sezonului 2022-2023, este realizată pe tunsoarea pixie. Pentru a surprinde cu apariția ta, ar trebui să alegi o coafură frumoasă care încadrează fața, oferă claritate conturului obrajilor și este ideală, chiar și pentru o față ovală. Care coafură crezi că ți s-ar potrivi? Lasă-ne un comentariu